Aparatul se montează peste pijamă, nu pe piele. Anual, aproximativ 3.000 de pacienți ajung la Spitalul Clinic de Pneumofiziologie din Constanța cu diverse afecțiuni, iar mai mult de jumătate din ei au nevoie pentru tratament de ventilatoare speciale. Spitalul avea până acum un singur ventilator non-invaziv, însă acum a primit alte 7 noi aparate cu ajutorul Asociației Dăruiește o Viață și a unei companii de energie din țară. Pacienții care se adresează în spitalul nostru prezintă o patologie respiratorie diversificată, reprezentată de insuficiență respiratorie cronică, PPOC, AST, și de aceea avem nevoie de aceste aparate pentru a putea să tratăm acest pacient. Este un prim pas, noi având în plan să creăm în cadrul spitalului nostru un compartiment de terapie intensivă, unde aceste aparate ne vor fi pe foarte mare folos. Acesta este al doilea proiect al Asociației Dăruiește o Viață, demarat la Constanța, lipsa ventilatoarelor invazive și non-invazive fiind descoperită anul trecut. Considerăm că sănătatea fiind atât de mult neglijată în ultimii ani, e contribuția fiecăruia și e datoria fiecăruia să facem ceva. Noi am investit în proiectele pe sănătate peste 4 milioane de euro și aceste sume investite se datorează în principal implicării companiilor care pot da din impozitul pe profit. Aceste aparate pot reprezenta a doua șansă la viață pentru unii bolnavi. La Constanța ajung și pacienți din județele limitrofe, astfel că cele 7 ventilatoare reprezintă un real ajutor în tratarea lor. Sperăm că această investiție să fie durabilă, să fie profitabilă mai multor generații de pacienți și sperăm ca să aducă o adevărată schimbare în viața pacienților care se tratează în acest spital. Inițiem terapia cu aceste ventilatoare. O putem menține pe durata spitalizării, dar putem și avem la îndemână și posibilitatea să recomandăm pacienților la domiciliu aceste aparate. Prin casa de asigurări, de puțină vreme, există un program care poate deconta pacienților la domiciliu terapia cu ventilatoare non-invazive. Valoarea celor 7 aparate care au ajuns la Constanța este de 40.000 de euro.